Salutare și bine v-am găsit pe techview.ro. Episodul de astăzi se adresează celor ce au nevoie de un PC silențios, de mici dimensiuni și mai ales cu o amprintă mică asupra spațiului ocupat. Pentru că ne-am decis ca în următoarea perioadă să găzduim pe site-ul nostru o serie întreagă de review-uri și tutoriale dedicate mini-PC-urilor, am întins antenele, ca să zic așa, și am contactat câteva dintre brandurile care de-a cursul anilor ne-au fost parteneri de nădejde pentru a face rost de review samples ale unor plăci de bază de format mic, mini-ITX, cu procesoare și chipuri grafice integrate. Primul brand care a răspuns inițiativei noastre a fost ASRock, ce ne-a trimis nu numai o placă de bază, ci și un întreg sistem ce ne-a câștigat simpatia pe perioada testelor și nu numai. Componenta de bază a sistemului de astăzi este placa de bază ASRock Q1900TM ITX, ce are preinstalat un procesor Baytrail G1900 Quad Core la 2 GB de la Intel. Procesorul Celeron G1900 integrat pe placa de bază ASRock Q1900TM ITX are 4 core-uri la 2 GHz, așa cum spuneam și mai devreme, dar mai dispune și de un chip grafic Intel ce rulează la 688 MHz și are un boost maxim de 850 MHz, toate acestea la un TDP de doar 10W. Ceea ce deosebește placa de bază ASRock Q1900TM ITX de alte implementări ale aceleași soluții este faptul că este construită după specificațiile standardului Thin Mini ITX, ceea ce permite o amprentă deosebit de îngustă a întregului sistem și care ne-a permis asamblarea sistemului compus din placa de bază ASRock Q1900TM ITX cu procesor integrat Intel Celeron G1900 Quad Core, 4 GB RAM DDR3 în formatul de laptop în configurație dual channel, SSD de 256 GB a data, într-o carcasă deosebit de compactă și de simplă, furnizată de Akasa, modelul fiind Akasa Cypher, în care asamblarea întregului sistem a durat puțin peste 5 minute și care ne-a surprins prin calitatea materialelor folosite la construcție, acestea fiind aluminiul și oțelul gros de 1 mm, ceea ce face din Akasa Cypher un tank în miniatură, puține dintre carcasele disponibile pe piață, atingând o asemenea grosime a materialului utilizat la construcție. De menționat și faptul că este concepută în principal pentru a fi montată în spatele monitorului, utilizând standardul VESA. Imediat după aceea am mers mai departe setând UEFI-ul plăcii de bază, în principal pentru că am constatat că ventilatorul inclus de către Akasa era puțin cam zgomotos la setările standard pentru gustul meu, așa că m-am îngrijit să-l setez în așa fel încât să nu pornească decât în caz de maximă nevoie, după ce procesorul a depășit valoarea maximă de 65 de grade. Asta a permis o funcționare deosebit de silențioasă a întregului sistem la practic 0 decibeli, asta având în vedere desigur că am avut și un SSD a data în configurație, chiar în mare parte din testele pe care le-am desfășurat, nu doar în task-urile de zi cu zi. Doar în testele în care procesorul sau chipul său grafic au fost solicitate la maxim, ventilatorul inclus în Akasa Cypher și-a făcut simțită prezența. În orice caz, dacă sistemul de față ar fi rămas în dotarea techview.ro, cu siguranță aș fi scos micul ventilator de 40 de mm și aș fi montat chiar deasupra radiatorului procesorului un ventilator subțire de 80 de mm chiar în slotul prevăzut de producătorul carcasei, apoi aș fi mers din nou în BIOS și l-aș fi setat să pornească doar în caz de maximă nevoie, așa cum am procedat și cu celălalt. În fine, după asamblare și setarea UEFI-ului sau a BIOS-ului pentru oldtimer ca mine, ce au durat doar 15 minute în total, am pornit către instalarea sistemului de operare și a driverilor pentru ca imediat după aceea să realizăm câteva teste pentru a reuși să vă ilustrăm performanța brută a unui sistem ce nu depășește la încărcare maximă consumul de 20W conform estimărilor noastre. Haideți să le vedem, după care revenim cu câteva concluzii. O astfel de soluție de placă de bază cu procesor și chip grafic integrat nu se adresează tuturor, ci mai degrabă celor care nu au nevoie de o putere de calcul uriașă. Asta nu înseamnă că browsing-ul sau chiar editarea ușoară foto nu este posibilă sau că vizionarea în cele mai bune condiții a fișierelor video de bună calitate și rezoluție înaltă nu este posibilă. Dimpotrivă chiar, ASRock Q1900TM ITX și al său Intel Quad Core Celeron G1900 se descurcă admirabil chiar și în gaming ușor, atât timp cât setările de calitate sunt minime, jocuri ca Torchlight și Torchlight 2, ori titluri mai vechi cum ar fi Half-Life, fiind perfect jucabile pe un sistem mic, silențios, cu un consum neglijabil.
Asta este tot pentru astăzi. Mulțumim reprezentanților Astro în România că ne-au dat ocazia să vă prezentăm o platformă deosebită ce merită din plin interesul nostru. Nu uitați să ne acordați un share și un like dacă doriți să sprijiniți proiectul techview.ro, iar noi ne revedem în curând. Până data viitoare, toate cele bune!